Gluma se îngroașă pentru Constantin Țuțu. Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele fostului deputat. Potrivit autorităților, acesta este învinuit de trafic de influență. De menționat că, odată ce acest lucru a fost făcut în lipsa învinuitului, Constantin Țuțu urmează să fie anunțat și în căutare internațională. Amintim că fostul deputat a dispărut din viața publică odată cu schimbarea puterii politice de la Chișinău. Atunci s-a vorbit că fostul sportiv ar fi plecat prin Vama Leușeni în Ucraina. Ulterior, presa a scris despre Țuțu că s-ar afla la Odessa, el fiind fotografiat în mai multe localuri de pe malul Mării Negre. Recent însă, în cadrul unei emisiuni de la TV8, fostul său coleg din Parlament, Adrian Candu, a spus că acesta a dispărut din viața publică pentru că s-a dezamăgit de politică și de rezultatele Partidului Democrat la ultimile alegeri generale.